Să rămână! Soro, soro! Să rămână! Să rămână! Ia poftiri pe afară! Noi am venit să sărbătorim 101 ani. Păi să ne primiți. Da, vă primesc. Hai dumneitale, că dumneitale ești de acasă și după anul. Vă rog să poftiți! Mulțumesc! Eu, uite-te că amândoi suntem faini îmbrăcați, bună dragă. Să rămână și mă plec în fața dumitale. Îți mulțumesc mult, sănătate, să vă dea Dumnezeu bucurie, tot ce gândiți și să vă faceți bine, tot ce doriți. Și să-i urmați. Și dumitale, și să dea bun Dumnezeu ca dumitale, să nu chinuim pe nimeni și să ne putem căta de greșe. Îți mulțumesc mult din suflet, pune-le pe ăla. Ne pui acolo, bun. La mulți ani. Doamne ajută să mă faci multe. Doamne ajută, mă bucur mult, mult. Nu? Da. Și mulțumesc la Dumnezeu pentru că m-a ținut atâta vreme. Mulțumesc. Mama, nu-l poți lua mâna. Vă pot. Îl puteți să ne pună, dragă? Stai, mă, un pic. Stai, că te ajută, lasă-l ție eu, mână, dragă. Nu, așa se serează mea. Ai avut 20, câți ai avut? Ai avut 25 de ani. 19, ai 18, 19, 20, 19, atunci a fost mai bine. Așa-i? Atunci a fost cazul mare. Da, a plecat omul de lângă mine. Soțul, frat, ați avut? Da. Și și-ai mers în război? Unul, un frate, doi o mers, da. Unul vin cu șapte. Ocupați loc pe unde puteți. Mână, pentru un viață, să vin mai iute. Dar ea mai trebuie lucră la altul. Nu. Și bărbatul meu s-a dus și a rămas cu fatuța, cu creța și nu mai vin până la anul. Și atunci a fost foarte greu. Când știi că îți pleacă omul de lângă tine și nu mai vine care l-ai avut ca să te ajute la nevoie și la neputință. Și foame atunci, bună, a fost și foamea. Și foamea a fost, și foamea a fost. Și cum, bună, așa e că amul suntem prebuieci. Avem acum tot ce ne trebuie și nu știm să-i mulțumim lui bunul Dumnezeu. Cum să zic? Mai simt și de ea, da? Care cred că Dumnezeu i-a ajutat să aibă destul ce le trebuie, îi aș mai aduce aminte de Dumnezeu și îi mulțumește, da? Simt și care nu-și aduc aminte, că n-ai ce le faci. Asta este, să știi că sunt, care uit. Nu știu că este Dumnezeu și nu știu să mulțumesc că ai de tot ce poftește inima. Vreau să zic că avem de la Dumnezeu. Ce vorbe faine ai, mamă dragă, da, bunică dragă. Dar care nu-și aduce aminte de el, merg greu. Mai ales copii. Și acolo din sat, din dumneavoastră, în Meteș ai stat, așa-i bună? Da. Din Meteș, câți nu s-au mai întors din război? Fă mulți? Nu. Ba, da. Până mi-aduc aminte că de bine. Au fost doi, vreo patru înși. Bă, patru? Da. O, amarul lor, Dumnezeu să-i da, iarte. Da, au fost de tineri, fără familie. Chiar ficiori vreniști tineri. Da. Și cu foame acum ați dus-o atunci, bună dragă? Și război, și foame. Când a fost foamea, știu că s-a manat tatăl meu și iertat urs, o zoică. Și când s-a copt, o secera, s-a îmblătit și o macina să facem pită, dar n-a putut-o mânca. De ce? Că nu a fost ploaie și nu s-a făcut, nu s-a împlinit spicul. S-a făcut, dar n-ai putut să mănânci pâinea de ea. Nu a fost bună. Era mai bun dacă găsai, dar nu prea găsai, mai vinea pe unii erau bogați, pe aici, pe la țară. Găzdoi. Ia, pe la țară mai erau bogați, știu că o vint odată după ferdele de cucuruz.
Și după aceea m-am aligat și mâncam cu lapte. Că lapte aveam, aveam o vacă bună. Și erau câți, eram noi copii, patru. Plus doi adulți. Și o bunică mai avea să fie prin curte, că de obicei și, și bătrânii erau ținuți pe plână acasă. La o bunică, da, era la o soră de-a lui tata mea, am adus. Nu era la... Deci vaca v-a salvat cumva. Da, da, vaca cu lapte. A fost greu. Atunci e mai greu, la război e greu. Și dacă Dumnezeu se îndură să ne dea care hanii să-și castige, poate și... Poate răzbate. Da, poate răzbate, da, da. Când vede că nu mai poate, încearcă. Și cu credință la Dumnezeu. Da, cu credință la Dumnezeu, da. Mă bucur mult că v-ați adus aminte să veniți la mine. Ce să facem? Dumnezeu ne-a rânduit atâta, atâta vreme și ne-a dat și bune și rele, dar Dumnezeu m-a ajutat. Am trecut. Dacă ai avut credință, bună dragă. Am fost și bolnav, am fost și în spital și la tinerețe. Câți copii ai avut, bună dragă? Doi. Ăia i-am avut, ăia i-am primit, ăia i-am avut. Și văd că te grijește și, și amândouă fetele și te iubesc. Îți spun tă, mamă dragă, nu spune foarte, altcumva, te iubesc. Foarte mult și eu le iubesc pe ele și mi-a părut rău și la tatălui atâta i-a fost de drag Dumnezeu să-l hodinească. Să-l hodinească, bună Dumnezeu. Da, că foarte, foarte bine ne-am avut până la, până la sfârșitul vieții. Câți nepoți ai, știi, bună dragă? Hai să vedem dacă am, știi. Am și strani poți. Și strani poți, așa, câți îți când vă adunați? Că anul trecut nu ți-ai făcut ziua, că a fost pandemie și nu vin nimeni. Eu am ținut două fete în brațe, dar de ținut în brațe am ținut vreo șete. S-a fost greu anul trecut, că nu vine nimeni cătădu metale, că anul trecut a fost pandemie în martie, toată lumea era spăriată, toată lumea era. A fost. Și văd că nu se mai gătă. Asta e groază pe capul oamenilor. Păi ce se face? Dar cred că nu e asta venită de la Bunul Dumnezeu, că Bunul Dumnezeu nu-ți pedepsește copiii. Acum, așa ne gândim, da, dacă știi și copilul, dacă nu-l ascult. Dacă e blăstămat, așa zicea bună, dacă e, când făcea prostii, cea mai blăstămat ești. Da, dacă nu-l ascult, dacă nu-l ascult, nu, te bate și face rele. Da, nu poate, un părinte face. Așa bun ca Bunul Dumnezeu nu poate să ne bată. Nu, nu mai ești nimic, nu mai Dumnezeu, ce să facem, asta ești. Asta este. Am stranepoți doi. Nepoți doi și stranepoți cinci. Trei. O să străiască. Te corectează care e mai tineri, e? Dar cum bună, dacă eu aș vrea să ajung 100 de ani, ce ar trebui să fac? Ce crezi că dumetale ai făcut bine de ai ajuns 100 de ani. Cum crezi că 101, da? Încă te fac mai tânără cu un an și zicem 100. Da. Ce să fac? Eu n-am făcut. N-am fost prea vorbăreață și nu ne-am prins gura cu nimeni. Dacă eu am zis ceva și... N-ai căutat pricină. Și eu zis că n-am zis bine. N-am zis bine, mă rog, zi personalul mai mult bine, ce să zic. Dar așa ca mâncare, ce ai mâncat de ai ajuns? Pentru că și din alimentație poți să-ți facă rău la organism și să după aia să ai probleme. După mâncare, nu, mai slabă, te dea lapte mai mult. Brânză și brânză. Da, și... Silvoiță, da. Majun? Ba, așa e să mânca. Da. Și nucă să mâncași. Asta și... Nu, mai făceam și câte o țelă plăcintă, o colafă. Auzi ce zice doamna primar, că chisăliță.
Da, și de alea. Amărâț am fost bună, dragă, așa e că amărâț am fost. Am avut puține. Păi, acum suntem buieci. Suntem prea multe avem acum. Da, da. Să știi că atunci era mai sănătoasă bucuria. Era mai mare. Aia care am avut-o atunci ca acum. Atunci de căpătai un ciocuș de bomboane, era minune. Da. Dar nu știi ce să le dai la copii. Nu. Așa e, așa e, că atunci aveai o bucurie alta, mai bucuroasă, dar acum nu te să te bucuri mai de nimica, deși că ai tot ce străbă, tot ce dorești inima. Dar deja că nu știu cum s-a întâmplat cu lumea asta, de nu noi, că noi, eu propriu zic eu că-s bătrină, dar nici ăștia la tine. Nu știu. Da, auzi, bună, dragă, am înțeles acum cu mâncarea. Da, câte un pahar de gin ars sau câte un pahar de gin. O mai mărs, o ajuta și ăla de a ajuns 100 de ani. Cum să spui? Vă spui adevărul. Mai de mult, la tinerețe, eu n-am iurt. Dar acum, la bătrânețe, am mai beau câte un pahar de gin ars. Să scadă bine, bună! Să scadă bine! La mâncare, eu nu înțeles. Când mânc și mă întreabă Marie, nu vrei să-ți dau ceva? Câteodată întreabă, câteodată nu. Dar dacă scade bine, aia e important, să scadă bine. Dar când îmi vine așa ceva, nisete, așa cumva, atunci am zis, nu dă-mi un pahar. Nu. Altceva, ce să zic? Dar de mâncarea de demult, de chisăliță, nu ți-e dor, de mâncarea aia îți mai face fata? Câte o mâncare din aia veche. N-am mai mâncat acum de... Și te mămăligă cu dulceață, ți-o mai da? Nu. Mămăligă cu lapte. Ia, mămăligă. Ba, de aia am mai mâncat, că de aia îmi place, dar chisăliță. Nu mai da. Nu. Ce să facem? Asta e. Dragii mei, Dumnezeu să vă îmbucure cu sănătate și să vă îmbucurați de tot ce aveți pe lângă gospodărie, pe lângă casă, de femeie, de femeia copiilor. De soție, de nevastă. De soție, da. Și da. De prunci. Da, da, ăia. Că tata meu, Doamne, iartă-și rodinești. Nu a avut un picior de la șor. Dar din ce cauză? O prins din primul război? Sau? Da, da, da. Și așa s-au crescut cu un singur picior? Patru copii am. Patru copii. După război, cu un picior de lemn și așa merea. Și acolo pe coastea aia, unde a stat pe coastea? A stat sau jos în... Ba, pe coastea, acolo sus la... Și cum amarul lui lucra cu un singur picior de lemn? Dumnezeu, Tatăl, numai El l-a ajutat și ne castiga mâncarea, că noi am fost patru, eu am fost cea mai mare. Apoi dumneatale ai fost și responsabilă când pleca mama undeva, dumneatale erai gazdă în casă. Acum eu am ținut în legana la ei și am ținut pe așa, au fost mai mici, dragi. Și ai spălat și ai grijit. Ce să fac, asta este. Câți din frață dumneatale mai trăiesc? Unu? Da. Câți ani are? Câți ani are? 86, zice doamna primar. E cel mai mic. Să-i dea Domnul sănătate și să... Să-i dea Dumnezeu, că și el e acum în dureri și în suferință, că e bolnav și... Ce să faci? Să-l grijească, bună Dumnezeu, să scape. Suntem de departe, numai prin telefon mai vorbim, de văzut, nu ne vedem cu oai. Bună, ne-am și distanțat o țară noi, că înainte, cum se făcea, că să le spunem la cei tineri, cum se făcea o casă? Că vinea tot satul și te ajuta să ridici casa. Tăi mereu cu carele la vale, adunau teatră și vineau și te ajutau să faci casă. Amu, nu mai te ajută nimeni, nu mai vrea nimeni să... Nu era așa pe vremuri, că vinea tot, să făcea clacă, să făcea... Da, se mai făcea, da. Când
mi-am făcut eu casa, adică nu eu, tatăl meu fi iertat și cu fratele, cel după mine, că un frate l-am avut mai repede, că a fost numai un an între noi. Când am făcut, când mi-a făcut casa, nu prea o vind. O fac cu toată pe rând, așa cum am putut și el. Mirea cu boii, cu carul în pădure, și așa, cara lemne, așa știu că o fac cu toată. Eu, pe la noi și era rar. Și au fost și oameni și mai bătrâni, știi cum veniseră de la război, știi, nu? Tineri nu se mai prea îndeamnă așa la ajutători multe. Dar cu șezătorile cum era? Cum vă distrați, amus 80 de ani, când aveai dumneavoastră 20 de ani, când aveai 15 ani, cum să distra lumea, cum să se bucura lumea? Că erau sărbătorile și cum? Se adunau la horă, se adunau la... Dragul meu, de-alea nu prea știu să spun, că eu la șasator nu m-am dus niciodată, niciodată n-am fost. N-or fost sau nu te-au lăsat familie? Au fost, dar erau niște vecini mai departe de mine și alea mereu, dar eu nu m-am dus, că era mai departe și nu m-am dus, că n-aveam cu cine mă duce și eu acolo n-am fost, de-aia nu pot să știu. Cum a fost la șazător, ce a fost, nu știu. Au auzit și spuneau fetele că a fost și mereau ficiori pe acolo și da, eu n-am fost. Ai fost cu minte, dumintale. N-am fost acolo, nu știu, nu. N-am fost. Păi, așa a trecut, da. Aș fi fost vrută să nu știu, așa iute mamă și să nu știu așa. La ce vârstă ai fost, mamă bună, dragă? Da. Câți ani ai avut? 19 ani. Păi și cum că la sat, dacă ai 20 de ani, zice că ești fată bătrână. Era pe vremuri vorbă, că se măritau mai iute, la 15-16 ani se măritau, 17 ani. Bine, dar eu m-am fost satură de copii de frate. Că nu s-o trebuie copii așa iute, că erau frață care îi grijai. Ai avut asta, copii. Așa a fost adevărul, da. Ce să-i facem? Asta e. Vă mulțumesc mult. Și noi îți mulțumim, bună, dragă, și-a fost o... Și cu tot binele să dea Dumnezeu să ne ajute la fiecare să mai scapă de... Anul viitor ne mai primești? Să vinim la ziua dumitale. Nu. De ce, bună, dragă? Nu cred că... Mai poți duce greutatea până atunci, numai cât o vrea Dumnezeu, dar nu promit la nimeni nimic. Dar așa, văd că ții minte, sunt oameni care la 70, la 80 deja de ani nu se pot mișca, nu mai au ținere de minte, dar dumneavoastră ai o memorie foarte bună și foarte bine vorbești și nu ai probleme și am văzut că te miști, stai, nu. Da. Ești încă în putere. Mulțumesc, Dumnezeu, de tot ce mi-a dat putere și tot, dar cu de asta mă promit că nu știe Dumnezeu cât o Dumnezeu le rânduie, așa da, Dumnezeu. Bună, dragă, dăm voie să spun mâna și să-ți mulțumesc din suflet că ne-ai primit. Și eu din tot. Ești prima persoană care eu stau lângă ea de peste 100 de ani. Ești prima din viața mea și o să te țin minte toată viața mea că am fost lângă dumneavoastră și a fost o onoare pentru mine. Și eu mă bucur foarte mult, nu, că așa o pot să fie și mi-a dat Dumnezeu atâtea zile. Și îi mulțumesc la Dumnezeu pe urmă dumneavoastră și cu asta să trăim fiecare în ajutorul lui Dumnezeu. Că nu așa și să-i mulțumim la bunul Dumnezeu. Da, atâta. Ce să facem? Mă bucur. Mulțumesc, bună, dragă, și nu ți-e dor de Meteș, nu ți-e dor de localitatea natală. Mi-aduc câteodată aminte așa, dar nu, dacă nu am fost să am așa unde mă duce, să la, nu, merg acum pe la astea așa,
Nu-mi poți aduce aminte de ea, nu știu. S-o și schimba, s-o și schimba, că pe unii a fost hotara muscasă. Da, 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 nu știu, nu. Să ne aduc aminte de părinți și de, nu știu, de pe acolo, de părinți și de copii, de vecini care eram pe acolo. Da, eram prea mult. Păi puțin eu mai rămas, bună dragă, dacă dumneavoastră e 101 ani, puțin ori mai rămas. Din leatul dumneavoastră nu mai e niciunul. Nu. Nu. Oare când a murit Gligărul ăsta de... Care Gligăr? De acolo din... Acucule? Acucule. De vreo 2 ani. 2 sau 3 ani. Nu, a mai fost ăla. Și mai fost aici la Micești. Mama Liga, nu știu dacă să știu. Nu, ăla a fost, dar a murit. A murit și el, așa. Acum 2 ani a murit. Da. Și încă un om mai fost și l-a murit. Bună, dragă! Da, eu cum zic, nu pot să zic nimic. Eu nu mă simt așa, să zic, mă simt bolnavă. Așa că... Te mai dore câte ceva, bună, dragă, că 100 de ani îți mulți, bună! Mă dore pe mine, la 50 de ani mă dore câte un genunchi, câte o mână, dar păi la dublu cât mine. Știi ce ne-aduc eu mai uite aminte când mă dormeai pe urmări și stat? Ne-aduc o dată aminte că am luat o pereche de saș cu cucuruza aici de alba, de-am cumpărat două perdele de cucuruză în spate. În desagă? În desagă în spate. I-am adus de unde era piața până la gară, la tren, că cu trenul i-a dus. Cu mocanița sau cu ce mereți? Da, cu mocăniță. No, i-am apasat de la atunci. Atâta m-au durut pe mine în spatele până am ajuns acolo cu ei. Și de aia ne-aduc aminte. Nu, bine. Așa ca să știi de ce ne-aduc mai mult aminte. Eu ce mă bucur că te văd că râzi, bună, dragă, și ești veselă și mă bucur din suflet. E bine. Nu-mi prea aduci de aminte. De bine, nu-ți aduci de aminte, numai de greutăți. Am de greutăți. Așa că o trecut, cred. O trecut. O trecut și mulțumesc la Dumnezeu că acum la atâta ai Dumnezeu mi-a ajutat. De mă poți îmbrăca, mă poți vedea pentru mine tot ce trebuie, dar de greutăți, apă ne-aduc aminte. Dar ți-aduci de aminte că ai avut putere și ai trecut peste ele. Da, mai fost bolnavă, dar Dumnezeu ne-a rânduit. Tatea am scăpat. Ne-am crescut copilile astea și Dumnezeu să le rânduiești. Și te iubești și te respectă. Numai vorbe faine au avut fetele de dumitale. Numai ca și cum ar fi vorbită de o sfântă. Să-ți dea Domnul sănătate. Da, și eu m-am trudit să le fac un sac. Și omul meu, Doamne, iată, și bine, și el a fost foarte bun și cu mine. Așa câte o bătăiuță, nu le-o mai dat când făceau câte o bocănă? La fete. Sau dumetale erai responsabilă cu dumetale, le sfădeai? Nu aveam nici ele sfădii, dar... Odată pentru Lucreța, că te plângea că nu-i puteam împleti părul. Și atunci nu și-a înzirat pe curtea. Să nu mai zic că te fac. Așa au zis Dumnezeu să-L ierte pe bună. Să-L ierte Dumnezeu foarte mult. Eu l-a iubit, eu l-a fost drag. A trăit foarte bine, să zic că nu. A trăit simplu, foarte bine că v-ați limitat și v-ați bucurat de fiecare moment. De acum, fiecare... cu ce mai bucuri pe oameni? Da. Ca de tăte. E prostia lor. Lucru mare ai zis, bună, dragă, lucru mare ai zis. Să-ți dea Domnul sănătate și eu îți mulțumesc din suflet, bunică și dragă. Și eu vă mulțumesc împreună cu tot bine, să le dea Dumnezeu și dumneavoastră tot ce doresc,
Și sănătate, că dacă ai sănătate, să fii cu minte, că atunci mai bine. Și ai drept și să ne dea minte, să putem, să da. Iubim țara asta și poporul ăsta. Da, și să iubești pe, pe fratele tău, că ești tu. Așa e cum zice Sfânta Biblie. Da. Ce să facem? Asta e. Da, fără de asta nu pot. Al treilea picior. Da, fără de asta nu pot. Nu statra mea, fără de bâță, nu putușcă. Și la tata mea îmi bloc cu capul. Bunica, să-mi spui, te rog frumos, cum te simți la vârsta mea tale, la 101 ani? Cum să mă simt? Așa că, nu, mă rog la Dumnezeu să, să mă poți purta, să mă poți, să-mi fac pată, să mă îmbrac și mai departe, Dumnezeu, mă rog, da. Care este secretul de a ajunge la această vârstă? La asta nu pot să spun. Nu pot să spui că atât că mă rog la Dumnezeu și mă simt așa că am fost bine și am trăit, nu rostul traierii de mâncare, am trăit foarte bine cu omul meu și cu familia mea. Cu aia m-am simțit totdeauna bine, dar traiu vieții pe cum a fost timpul. Ce sfat ați da tinerilor din ziua de astăzi? Ce să facă? Cum ar trebui să procedeze? Mai mult la copiii care învață și pot să învețe și ăsta e bine și se trudește. Dar mai mult ăștia tineri care vreau să facă familie, ca să-și creeze de la început cum cred că ar putea să facă familie bună, cum să cade. Nu să steie un timp și după aia uite să despărși altul și aia nu ar dori la nimeni. Așa că altceva, ce să zic. Care este cea mai frumoasă amintire pe care dumneavoastră o aveți din viața dumneavoastră? Mai frumoasă amintire din copilăria mea, n-am avut-o așa multă, că numai pe la 14 ani mi-am făcut și eu haine să mă duc la jocurile astea. Apoi, atunci a fost bine. Am fost, mă duceam la jocuri, nu rămâneam nejucat. Și parcă m-am pus, atunci am trăit foarte bine, cum să zic, liniștit așa, a fost lumea mai liniștită. N-aveai frică numai de Dumnezeu să te rogi, dar n-aveai frică așa de... Ce și ce? Ceva ce să zic, dragul meu. Azi ziua dumneavoastră. Da. Ce dorință aveți cea mai mare? Cea mai mare dorință, numai la Dumnezeu să mă ajute. Aia mai mare. Și doresc să văd nepoții, să-mi văd stranepoții. Și mie ne-au plăcut copiii, că și aia te-am ținut în brață și își pietez bine, că lucrurile dacă nu au avut, apoi vin de acolo de la mine, așa-mi vin la Maria aici, ca să-i ții copiii să-și poată ține serviciu. Nu. Și doresc numai să-i văd că vin la mine, atâta îmi doresc, pietez bine pe mine, pietez bine și ca nepoțe și nepoțe. Asta, că pe mine numai copiii m-au ținut. Copiii pe mine au fost foarte dragi și nu, dacă Lucreța nu a avut, că dacă Lucreța avea
că ea a fost maritată prima. Nu, poate nu venea mai urmă ducea la ea. Dar dacă ea nu a avut copii, am venit aici. Măcar mama mea o plâns după mine, domnul i-a spus să o ierte. Nu te duce, Ioana, nu te duce, că noi de-aia s-am dat acasă. Ca să stai lângă noi. Zic, o să mă duc pentru copilul ăsta, să-i știi copiii. Și pe mine nu prea vreau să știu, copiii nu poți. Aia, da. Să-i ții, să-l ajut. La lucrurile mea, atunci când era de avea lucrători, că meream de aici de mâncare, le făceam. Sau nu avea forțat și așa. Am mai dușele așa, m-a ajutat cât am putut. Eu am luptat să ajut și Dumnezeu mi-a dat și putere și cât am putut. Eu le-am ajutat, poate ar fi trebuit mai mult, dar n-am mai ajuns mai mult. Asta este. La 18 ani ne-am căsătorit toate, căsătorit toate trei, soții cu 9 ani mai mari decât noi. Am trăit 47 de ani cu ei, toate trei, au murit la 74 de ani și am rămas văduve la 65 de ani, toate trei. Adică dumneavoastră, sora și mama? Da. Ați sărbătorit o doamnă care a trecut 100 de ani. Cum vă simțiți și care a fost mesajul care i-ați transmis? A fost extraordinar de emoționant. Este prima dată în viața mea când stau lângă o persoană peste 100 de ani și emoționant. Emoționant cât îs eu de vorbăresc, dar am rămas aproape fără cuvinte. Un om lucid, un om care vorbește istorie. De multe ori dânsa vorbea la 80 de ani, eu înțelegeam că în anii 80, la 90 și eu înțelegeam că în anii 90 era o diferență de percepție între mine și bunica. Deci o femeie extraordinară, o femeie care poate să ne spună nouă tinerilor sau care nu mai suntem chiar tineri, că viața poate fi foarte grea și treci cu frică de bunul Dumnezeu și cu mulțumindu-Lui bunul Dumnezeu, poți să treci ușor peste toate. Ea a trecut peste un război, a avut tata cu un picior de lemn din primul război mondial și trăind undeva pe o costă de deal, a grijit 4 copii. Noi ne văităm la un copil. La fel au avut războiul și după război a fost foametea, care știm în toată România, și au trecut cu bine. Asta ne spunea și bunica la 101 ani, că suntem prea le avem pe toate, nu ne mai bucurăm. Atunci și ne explica că bucuria foarte mare venea din lucruri simple, din lucruri care le făceai cu mâna ta, care le lucruri care nu aveau valoare bănească, dar aveau o valoare sentimentală, bucuria era mult mai mare. Asta ne spunea bunica la 101 ani, că parcă nu mai știm să ne bucurăm, parcă le avem pe toate și nu ne mai trăim viața, doar trecem prin ea. Onoare mi-ați făcut, vă rog, da. Rog să mă credeți, n-am avut așa onoare, numai când m-o ales primată. Vă cu drag, și sperăm să ne place să aveți, să puteți. Să rămână, bună dragă, să rămână. Eu o să vă spun săptămâna asta.